românești. E ultimul test înaintea mondialelor, unde se fac cărțile pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Cine prinde trambulina la naționale aterizează la mondiale. Campionatele naționale de gimnastică, în direct la TVR3. Cel mai longeviv festival de muzică ușoară din România și-a desemnat câștigătorii. Urmărește la TVR3, cea de-a 44-a ediție a festivalului Concurs de muzică ușoară, Trofeul Tinereții, Amara 2011. Bucură-te de spectacol alături de artiști de valoare precum Cătălin Crișan, Andra, Fly Project, Elena Gheorghe și Direcția 5. Festivalul Concurs de muzică ușoară, Trofeul Tinereții, Amara 2011, ediția 44, sâmbătă și duminică la TVR3. Nu ai cu cine bea cafeaua dimineața? Te invităm noi la Regional Cafe. În plus, iei pulsul presei, afli cum să te îmbraci, căci vremea este capricioasă, răsfoiește agenda evenimentelor. Dar știi și ce trebuie să faci pentru a rămâne sănătos. Regional Cafe. O cafea cu informații zdravene pentru o zi perfectă. În fiecare dimineață la TVR3. Chiar te trezește! În fiecare zi ești în mijlocul evenimentelor. Transmisiuni directe din studiourile teritoriale. Comentate în detaliu de către cei mai buni specialiști. Zi de zi, din toate colțurile țării, vin direct la tine în casă. Știri din fiecare comunitate, totul pentru tine. Telejurnal regional, ești în legătură cu țara. Numai la TVR3. Aurul, cel mai cunoscut și râvnit element al tuturor timpurilor, are o poveste provocatoare. Fie că este vorba de aurul munților, aurul dacii, aurul bisericii, sau aurul medaliilor campionilor noștri, aurul este cea mai importantă resursă a țării noastre. Descoperă povestea de dincolo de strălucire într-un documentar prețios. Poveste de aur, de luni până vineri, seara la TVR3. Dramaturgul spaniol a început să înțeleagă cât de puține lucruri se știu. Chiar și acolo unde se știu ceva mai multe, adevărul rămâne întotdeauna în umbră. Asta, deși tot adevărului îi este rușine doar de un lucru, să se ascundă. Ca orice dialectician veritabil, a lăsat moștenire o operă interpretată în două feluri diferite. Hegelienii de dreapta s-au pierdut apoi pe drum, însă tinerii hegelieni de stânga au făcut din dialectică ce au vrut. Marx a putut astfel să transforme idealismul maestrului în materialism, iar unitatea și lupta contrariilor a văzut-o ca luptă de clasă. Este considerată cea mai catastrofală explozie a mileniului 2. Cenușa vulcanică s-a ridicat la 80 de kilometri înălțime, iar două treimi din insulă au dispărut. Se considera a fi un mic creion în mâinile unui Dumnezeu scriitor care scrie o scrisoare de dragoste lumii. Era convinsă că în viața asta nu putem face lucruri mărețe. Putem face doar lucruri mărunte cu enormă dragoste. Istoricul și poetul bucovinean a căzut pe frontul primului război mondial la Cireșoaia. Căci atât rămâne după fiecare pe lumea asta, spunea Ion Grămadă, binele ce l-ai făcut altora. Încolo totul e praf și cenușă pe care le spulberă vântul. Mareșalul a fost șef al marelui cartier general al armatei române pe perioada primei conflagrații mondiale. Specialist în Armageniu, a coordonat planul campaniei din 1917 în bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Actorul botoșenean are o activitate diversă nu doar pe scenă, ci și la catedră, dar și pe arena politică. S-a remarcat prin anii 80 în roluri de june prim, din filme precum Concurs, Pas în doi sau Să mor răni din dragoste de viață. Face parte din trupa Teatrului Național București. Suceveanul, născut la Udește, a fost pasionat de faptele înaintașilor, despre care a scris numeroase povestiri. L-a interesat și actualitatea, el publicând unul dintre primele romane despre al doilea război mondial, Negura, în 1950, dar și reportaje și note de călătorie.
Ne amintim de el în special ca actor, bonom și cu o înțelepciune din popor. Însă a scris și poezie, preferând pseudonimul Ciciricea. Poate de aici s-a tras și epigrama lui George Lesnea despre el. El ca om e drăgălaș, ca actor iar bună notă, ca poet ciubotăraș, iar ca spirit e ciubotă. Pe fondul mișcării de independență a majorității republicilor sovietice, la o săptămână de la puciul durilor comuniști de la Moscova, moldovenii din stânga Prutului și-au declarat independența. Unii au crezut că doar față de Moscova. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta. Tuturor din sala Nadia Comăneci de la Onești, prima zi a finalelor pe aparate din cadrul campionatelor naționale de gimnastică ediția 2011. Ieri a fost concursul individual, Ana Porglas a câștigat titlul la feminin și Flaviu Scoți la masculin. Alina Alexoi și Alin Jivan vor însoți această transmisiune. Mulțumesc, Alin, că ai acceptat să vii și astăzi. Mulțumesc și eu, vă salut, iubiți telespectatori. Primii 8 la Sol deschid concursul astăzi și primele 8 calificate la sărituri. O vedem pe Gabi Drăgoi. Spuneam și ieri, acest campionat național este important pentru că este primul concurs de verificare cu public. Înaintea campionatelor mondiale de la Tokyo, de peste o lună și un pic, la începutul lunii octombrie, prima etapă de calificare, sau mai bine zis, primele bilete pentru Londra care se pun în joc pentru marea întrecere olimpică de anul viitor. Sunt și două surprize, poate nu prea plăcute. Flaviu Scoți a fost retras din finala de la Sol, deși a avut o notă foarte bună ieri, din motive de menajare. De asemenea și Berbecar, cel care a avut o accidentare la gleznă destul de grea, nu cu mult timp în urmă, a fost retras, cei doi au fost înlocuiți de Andrei Muntean de la Bistrița. Încep finalele. Solul pentru băieți, un aparat care ne-a adus foarte multe titluri și iată-l în imagine pe Marian Drăgulescu, de 4 ori campion mondial la acest aparat. Deține recordul la nivel mondial, ca și titluri, la sol. S-a întors pentru a ajuta echipa României să prindă un loc între primele 8 în finala mondială de la Tokyo. Loc care ar asigura României prezența directă la Jocurile Olimpice de la Londra. Sare pentru prima dată Gabi Drăgoi. De altfel, doar câte o săritură vor prezenta sportivele în această finală. Gabi Drăgoi, o săritură bună. O mică depărtare de picioare în aer. Rondă flick. Zucahara întins. Da, o ușoară depărtare de picioare. Este importantă ținuta și în prima fază a zborului și în cea de-a doua. Dar ceea ce contează cel mai mult este aterizarea la sărituri. Este cea care ia ochii. Să-l vedem la sol pe Andrei Muntean. Andrei Muntean reușește prima diagonală foarte frumos, aterizare excepțională. Oh! Din păcate, a doua diagonală. Da, s-a văzut încă după primul element că este foarte greu să-l termine pe cel de-al doilea legat. Din cauza înălțimii și a aterizării.
Trebuie să menționăm că în finala de la Sol astăzi sunt doar 7 concurenți. Lipsește Flaviu Scoții. Nu cunoaștem motivele. L-am întrebat eu pe Ioan Suciu. Mi-a spus ca să-l menajeze. A avut o lună foarte încărcată, în trecere în Coreea, în China, apoi naționale. Scoții trebuie să fie apt pentru mondiale. Acolo e nevoie de un Flaviu Scoții lider pe 6 aparate. Andrei Munteanu și-a încheiat exercițiul la sol. Din păcate a avut pe a doua diagonală o ratare. Drăgoi, 13.750. Să o vedem pe Maria Balea de la Cetate Deva. O Tsukahara simplă, bine executată. Puține gimnaste aleg sărituri din această grupă. Pentru fete este mult mai dificil să execute Tsukahara. Una dintre cele mai bune executante de Tsukahara este Oksana Shushovitina, un fenomen în gimnastica mondială, sportivă care a luat medalie olimpică la peste 30 de ani. Anul acesta, dacă vă reamintiți, la Berlin, a fost adversara Sandrei Izbașa în finala de la sărituri. Sandra a rupt gura târgului atunci cu două sărituri cu notă de execuție peste 9. Sărituri care i-au adus titlul european, un aparat la care româncele au avut rezultate de-a lungul vremii, săriturile, 8 titluri continentale, 9 medalii de argint și 6 de bronz au stat la gâtul româncelor la sărituri, în timp ce la mondiale fetele noastre au câștigat 21 de medalii, dintre care 6 au fost de aur. Ultima campioană mondială pentru România, Simona Amânar. Ultima campioană olimpică pentru noi la sărituri, Monica Roșu. Sportive care au făcut istorie pentru gimnastica tricoloră, măcar de două ori pe an, la naționale, internaționale sau la un campionat european și mondial. E bine să pronunțăm aceste nume. Pot fi exemple pentru viitorii practicanți ai gimnasticii. N-am reținut nota pentru Balea. Să o vedem pe Ana Porgras. Frumos, Ana Porgras. Frumos, dar parcă i-ar mai trebui puțin la dificultate, Alin. Un Iurcenco cu un șurub. Este o sportivă care ar putea progresa în dificultate la acest aparat. 13.60 pentru Andrei Muntean la sol. Urmează Adelin Cotron. Medaliat la juniori, la întrecerea continentală de anul trecut de la Birmingham. O întrecere cu peripeții pentru gimnaștii români. Din cauza vulcanului din Islanda, au fost nevoiți să plece cu trenul, cu autocarul, cu feribotul. Au ajuns chiar în ziua concursului acolo. Adelin Cotrong își începe exercițiul cu două elemente destul de grele. A avut o ieșire din sol la prima diagonală. Un apel dublu, puțin, cu aterizare pe spate. Am mascat, să spun așa, nu? Acea aterizare s-a aruncat imediat. Da, această sol. Cătere prin da. Întoarcere pe brațe îl ajută pe sportiv să mascheze puțin și să se ferească de pași. Aproape fiecare diagonală este alcătuită din două elemente. Și-a încheiat exercițiul Adelin Cotrong, sportiv al școlii sportive din Arad.
Da, am făcut un pic de liniște. Să auzim cât au luat Porgras. Este singura noastră șansă să aflăm notele. 14-0-25. Diana Bulimar la sărituri de la Dinamo. O săritură din grupa a cincea cu o întoarcere după Flick, rondă, Flick 180, în prima fază, iată aici, acum a întors, pleacă spre înainte, nu? În poziția echer, o săritură nu foarte valoroasă. La sol va urma Marian Drăgulescu. Probabil că Bulimar are în plan să mai introducă o întoarcere în faza a doua a zborului pentru a putea crește în dificultate. Marian Drăgulescu, cel care s-a calificat cu prima notă la sol, a trecut de 15 ieri. Mai exact 15.250. Iar acum îl putem revedea în direct. Tare, Marian! Prima diagonală. Acest element preluat pe brațe. O dublă Tsukahara agrupat, un pas mic la aterizare, bine pentru Marian până acum. Urmează o a treia diagonală. Alcătuită tot din două elemente de desprindere. Patra diagonală pentru Marian. Rondă 5-4, un salt înainte cu două șuruburi. A cincea diagonală pentru Marian Drăgulescu. De aceea le-am și numărat, pentru că Marian este singurul care face 6 diagonale. Te solicită foarte mult și încheie cu un 1080. Bravo, Marian! Mai bine decât ieri. Mai bine decât ieri. Tot exercițiul. Bravo, Marian! Mai atent la ținută. Trebuie să menționez, Marian Drăgurescu, sportiv al clubului Steaua București. Este pentru prima dată când Marian Drăgulescu concurează pentru Steaua. E prima lui întrecere, până acum toată lumea știe, Drăgulescu a fost component al clubului Dinamo. Bravo, Marian! Raluca Haidu la sărituri. Primul Iurcenco dublu, mai bine decât ieri pentru Haidu. Din păcate, din unghiul pe care putem noi să-l prezentăm, nu se vede foarte bine ținuta, dar a fost mai bine decât ieri pentru Haidu. Opt dificultate. O săritură Iurcenco. Cred că Marian va depăși astăzi nota de 15.30. Adrian Bucur așteaptă nota lui Marian pentru a intra în finala de la sol. Fetele se încălzesc la capătul pârtiei de elan. Cătălina Ponor este următoarea finalistă, da? Te rog. 15.60 Marian Drăgulescu la sol. Greu de crezut că mai poate să-l bată cineva. Felicitări, Marian!
de față, Steaua București, medalie de aur la sol. Urmează Adrian Bucur, finalist al trecut la campionatele europene de la Birmingham. ...7-2 înainte, sal grupat. Din nou acest element cu preluare, sportivul trebuie să facă 10 elemente. Așa este alcătuit un exercițiu pentru care arbitrii socotesc zecimile fiecărui element în parte. Bine pentru Adrian Bucur până în momentul de față. Bravo, Adrian! Urmează a patra diagonală, rondă 7-2, cu această preluare pe brațe, care îl poate feri pe sportiv de o greșeală. Și un 900 la final. Aterizare puțin instabilă. Bravo, Adrian! Solul, un aparat care a adus, spuneam, în gimnastica masculină o grămadă de medalii. Nu este o săritură în concurs, este încălzirea următoarelor finaliste. Două subgrupe în această prima parte a transmisiunii noastre. I-am văzut pe primii patru, să-i vedem și pe următorii patru. Dacă am amintit medaliile câștigate de fete la sărituri, să spunem că la sol, Drăgulescu are 4 titluri mondiale, tot 4 medalii de aur avem și la europene, 3 câștigate de Drăgulescu, una de Coții. Au mai ajuns pe podium Răzvan Șelariu, Cristian Brezean sau Adrian Gal la europene, Marius German la mondiale. Este un aparat solicitat solul și tu, Alina, ai avut performanțe. Da, uite, chiar am uitat să te menționez, nu? La europene, la sărituri ai avut medalii, da. Dar ai fost un bun executant al solului. În 2005, la Debrețin, am avut a treia notă din tot concursul, însă în calificări. Însă primele două note erau a lui Marian Drăgulescu și Răzvan Șelariu. Nu permite decât doi în calificare într-o finală. Da, doi oameni de țară într-o finală mondială. Asta s-a, regula aceasta a intervenit după 2000, când, vă reamintiți cu mare plăcere, cred, la Sydney, România a ocupat în exclusivitate podiumul în concursul feminin. Răducan, Amânar, Olaru, un clasament care va rămâne pentru noi la fel, chiar dacă Andreea Răducan a fost ulterior descalificată din cauza acelei blestemate pastile de Nurofen. 14-07 pentru Adrian Bucur. Nu înțeleg acest 07. În imagine, Luminița Amilia, fostă componentă a echipei României în 1976 la Jocurile Olimpice de la Montreal. Colegă cu Nadia Comăneci în acea echipă, momentul care a schimbat fața gimnasticii mondiale. Nadia, o fetiță din Onești, a bulversat toate regulile și legile gimnasticii. A schimbat fața acestei discipline. Din păcate, în 2006, codul de punctaj a fost schimbat și nota 10, cea pe care Nadia a câștigat-o de 7 ori la Montreal, a dispărut din gimnastică. Zare Cătălina Ponor, ce revenire a avut ieri în concursul individual. Îi spuneam atunci motorul echipei României. Foarte bună. Da, ținută, înălțime, amplitudine, aterizare bună. Este un Iurcenco cu un șurub și jumătate.
O revedem. Și 5-3 dificultate, dar ținută foarte bună, va fi o notă de peste 14. Ne îndreptăm din nou atenția către sol. Vlad Cotuna ne va prezenta un exercițiu cu o notă de plecare bună. Prima diagonală încheiată bine. Bine până acum pentru Vlad Cotuna. Dacă nu mă înșel, aici sunt trei elemente. Un echer răsturnat, un echer înalt și o urcare în stâmp pe mâini. Dar cred că echerul înalt se socotește doar un element cu acea urcare în stâmp pe mâini. Salt înainte, un element destul de greu, cu două șuruburi jumătate și rondă, trei șuruburi la final. Vlad Cotuna își încheie exercițiul, face un pas în afara solului, pentru care da, va fi depunctat. O zecime, nu? Sau a fost destul de mare pasul. Nu cred că va primi mai mult, nu, de o zecime pentru, ca penalizare pentru pas. O zecime și plus pasul de aterizare. 3-4 zecimi pentru această greșeală de final. N-am auzit nota Cătălinei Ponor. Sare Dana Andrei. Iurcenco cu o întoarcere. Cinci dificultate. Văd pe domnul Belu oferindu-i ultimele indicații Ameliei Racea, cea care va închide finala pentru România. Mai sunt în afara concursului două sportive din Marea Britanie la sărituri. Andrei Ursache așteaptă becul verde la sol. Dacă vorbeam ieri de elemente care poartă numele românilor și aminteam de săritura Drăgulescu, de elementul urzică la paralele, să spunem că la sărituri, la fete, avem săritura amânar. O săritură extrem de dificilă, mai rar executată astăzi, poate doar într-o finală mondială sau olimpică. O săritură cu două șuruburi și jumătate întoarcere, tot din rondă flick. Săritură pe care Simona a prezentat-o de câteva ori în competițiile internaționale și astfel poartă numele amânar, Ursache. Vlad Cotuna a obținut 14,70, este a doua notă din concurs de până acum. Andrei Ursache și-a încheiat a doua diagonală. Cred că primele două locuri sunt asigurate. Marian Drăgulescu, Vlad Cotuna. Pentru locul 3 se bate Adrian Bucur, Andrei Ursache, Cristian Bățagă. Ursache, sportiv al clubului Dinamo București. Penultima diagonală, bine executată. Și acest trei șuruburi, un pas la aterizare. Salută brigada de arbitri. Sare vicecampioana a României, Amelia
face argint ieri la individual. Iurcenco cu două șuruburi, aceleași greșeli de execuție. Picioare un pic depărtate și în ultima fază înainte de aterizare a îndoit genunchii. Greu de corectat aceste greșeli. Odată învățate devin automatisme, greu de curățat. De aceea este foarte important ca sportivii în general să învețe corect elementele încă de la început. Știu că ai mai spus de multe ori la comentariu că e foarte greu să înveți elemente, nu? Da. Și trebuie perfecționate mult timp până poți să le prezinți în concurs. Sigur că da. Și mai ales să-l adaugi într-un exercițiu. Într-un exercițiu care trebuie să fie alcătuit până la urmă din 10 elemente. Da. De ce este așa de greu de corectat o greșeală? Pe fond de presiune, de stres, de concurs, revine și toate greșeala? Temerile, emoțiile. Valoarea săriturii prezentate de Racea 5-8. Dificultatea, mai bine spus. Să vedem cum vor nota și arbitrele. Acestei dificultăți se adaugă nota la execuție. 14-4 pentru Ursache. Aceeași notă și pentru Racea. Jennifer Pinches din Marea Britanie. Lotul coordonat de Adrian Stan a venit la acest concurs de pregătire pentru mondiale. Cele mai multe sărituri la fete pe care le-am văzut astăzi în finală au fost Iurcenco. Urmări pe Cristian Bățagă. Nu cunosc nota de plecare. Dacă Cristian va reuși să execute bine, poate schimba clasamentul. Dar greu să-l bată pe Drăgulescu, imposibil aproape. Pe Drăgulescu este imposibil, însă celelalte două poziții pot fi schimbate. Bine până acum. Greșeli mici. L-am văzut bine pe Bățagă. Da, a tăcut ieri și a făcut. A prins locul 2. Campionate, da. A crescut foarte mult în constanță, în execuție. Poate fi om de bază în echipa României. Aici a făcut o greșeală. Nu știu dacă... Mai urcă pe podium, vrei să spui. S-ar putea să urce pe podium, însă pe poziția a treia... Nu. Păcat. Păcat. Ieri și-a încheiat foarte bine evoluția la sol cu Tsukahara. Astăzi... N-a mai avut suflu. Să vedem încă o sportivă din Marea Britanie, Laura Edwards. Tot Iurcenco cu un șurub. Doar 5 dificultate pentru această săritură în codul de punctaj. Pentru premiere.
Vom cunoaște și câștigătorii, pentru că imediat vor fi premiați. Un clasament provizoriu, locul întâi Marian Drăgulescu. Da, și cred la sărituri Ponor. Chiar dacă, nu știu, așa cred, să vedem, Racea și Haidu au avut Iurcenco cu 2 șuruburi, 5-8 dificultate, dar mult mai bine a stat la execuție Ponor, a cărei săritură este însă cotată 5-3. Să vedem dacă această jumătate de punct de la dificultate a fost valorificată prin execuție de către Cătălina Ponor. Marius Urzică, în imagine, unul dintre antrenorii lotului. Coordonator este Ioan Suciu. Mai lucrează la acest lot al băieților Ștefan Gal, Vasile Vuc. Și dacă tot a venit momentul să-i spunem pe, iată-l și pe Dan Grecul, fostul coordonator al lotului, primul campion mondial din gimnastica masculină tricoloră, 74 la Varna, Dan Grecu, titlul suprem la inele. Să-i amintim și pe antrenorii de la fete, Octavian Belu, prezent aici, coordonator, alături de doamna Bitanc, rămasă la Izvorani, alături de Izbașa, Chelaru și Iordache. Mai sunt aici Florin Cotuțiu, Lucian Sandu, Luca Bugnar, tot la Izvorani este și Marius Vintilă. Cred că nota ce a fost afișată pentru Adrian Bucur nu a fost cea corectă. Adrian Bucur este în primele 3 locuri, dacă nu înșel chiar pe locul 2. S-ar fi putut ca unul dintre antrenori să conteste dificultatea. Se întâmplă. Mi s-a părut puțin nota 14 pentru exercițiul lui Adrian. Este permisă această contestație. Aflăm imediat câștigătorii. Următoarele finale pe care le vom vedea în paralel sunt cal băieți cu paralele fete. Aduce prima medalie stelei de la transferul său la acest club. Iată, titlul național pentru Drăgulescu la sol. La egalitate, la egalitate tot una locul cu Bucur. 2. Nu ne-am fi gândit. Felicitări celor doi. Adrian Bucur. De la Dinamo, Dinamo și Cotuna. De la Lugoj. Ar fi fost interesant de urmărit un duel între Drăgulescu și Coții cu exercițiile făcute, cum să spun, corect și dificil, așa cum și le pregătesc, nu? Eu zic că vom avea ocazia la mondial. Da, să dea Dumnezeu. Felicitări, Marian. Extraordinar. Hai zic o dată, felicitări, Marian, felicitări, Steaua. Asta pentru că tu ești acum antrenor la Steaua. Thank you.
Să vedem și clasamentul la fete. Cele mici oferite de Cătălina Ponor. Încă o dată se dovedește că siguranța poate aduce medalie. Deși săritura ei a fost cu o jumătate de punct mai slab cotată decât cele executate de Racea și Haidu, Cătălina Ponor le suflă titlul la acest aparat. De ani. Este cea mai interesantă revenire în gimnastica feminină tricoloră. Să sperăm că se va împlini și visul Cătălinei. O singură medalie lipsește din palmares, cea mondială. Are 3 olimpice de aur, dar nu-i ajung. Pentru asta vrea să meargă la Londra. Ca să mărească numărul titlurilor olimpice. Este un trend în gimnastica feminină, acela al revenirilor, dar și un trend al creșterii vârstei sportivelor. S-a făcut o statistică după campionatul european de la Berlin și s-a observat că au ajuns la medalii sportive trecute de 20 de ani. Chiar s-au calculat numărul acestora în finale și a fost un număr cu 2 cifre, ceea ce înseamnă mult. Tweedle este trecută de 20 de ani și Șovitina nu mai spun de 30 și a acces la medalie. Kesslin a fost pentru Elveția. Din păcate, această sportivă s-a retras, însă, iată și revenirea Cătălinei Ponor. Nu mai spunem că și Sandra Izbașa a trecut de 20 de ani. Se poate, atunci când vrei, iată, poți să faci performanță. Dacă ești și sănătos, ceea ce le dorim tuturor gimnaștilor noștri. Încă 2 finale, cal și paralele. Mai multă lume astăzi aici, în sala de la Onești. Locul în care a început povestea gimnasticii feminine, doamna Mili Simionescu, în 68, dacă mi-amintesc bine, sau 65, a înființat aici, la Onești, o școală cu program special de gimnastică. Așa a apărut Nadia Comăneci. Hai. Dacă toată lumea numește Bârna Puntea Suspinelor, cred că pentru gimnastica feminină românească, paralelul este Puntea Suspinelor. Interesantă denumire. Da. Puntea Suspinelor. Cu câtă lejeritate reușesc fetele noastre să evolueze la bârnă și cât de teamă le e de acest aparat, paralelele inegale. Cel mai tehnic din gimnastica feminină. Există multe explicații date de specialiști de ce nu reușim să ajungem la mare performanță, medalii mondiale, olimpice. Am avut în trecut sportive cu calități deosebite la acest aparat,
Nadia, Silivaș. Au fost ocazii în care Milošević a câștigat titlul mondial, amânar unul european. Am avut bune practicante la acest aparat și în anii trecuți. Stella Nistor, să nu uităm, a fost ultima, dacă mi este permis termenul, paralelistă. Se folosește în gimnastică, deși nu prea este corect. Octavian Belu și Mariana Bitac s-au întors în, pentru a ajuta echipa României să revină pe podium la Jocurile Olimpice. S-au retras în 2005, au revenit anul trecut în încercarea de a reclădi o echipă. Spiritul de învingător se construiește cel mai greu. Au fost ajutați, iată, și de Cătălina Ponori, e clar. Cea care a lucrat cu ei în trecut a fost omul care a dus echipa României spre titlul olimpic la Atena. Cea mai mică la înălțime din echipa României, Maria Balea, Măriuța de la Deva. O gimnastă extrem de motrică. Când o văd atât de mică, nu știu de ce, mi-amintesc tot timpul de Daniela Silivaș. În 85 la Montreal era la fel de mică la înălțime și a câștigat bârna atunci Silivaș cu nota 10. A învins-o pe Cati Sabă. Ce generații de sportive am avut. Ce talentat a fost Daniela Silivaș. Produs 100% al clubului de la Deva. Prima finalistă, Gabi Drăgoi de la Buzău. Prima care deschide finala de la Paralele este Gabriela Drăgoi, cu ieri n-a avut un exercițiu rău. Trecere peste bara mare. Roată în tălpi. Doar 180, trebuia să întoarcă mai mult. Dovadă, iată, o gigantică în plus. Iagăr îndepărtat. Roată în tălpi cu 360. Ginger, greoaie, explicabil. Dacă îi vedem gabaritul. Tsukahara. Este momentul care ne vine iar la Agenția Specialiștilor, fiind una dintre cei care au reușit performanții internaționale de gimnastică românească în ultimii ani. Da, n-a mai putut întoarce. I-a lipsit o jumătate de întoarcere. Ne vom îndrepta atenția acum spre cadrul Cunere, acolo unde primul finalist este Narcis Dumnălău de la clubul din Municipal Reșița. Să vedem și primul finalist la cal de la Reșița, Mucălău. Ieri, Narcis Mucălău a obținut nota 13.900. Se pare că nici azi n-a început foarte bine, dar ratează din păcate. Narcis este talentat la acest aparat, dar și el este un sportiv care a făcut pauză anul acesta.
puteți observa ținuta lui. A, după ratare s-a concentrat mai bine. Dar ușoare greșeli de execuție. Păcat că nu a reușit să ne încânte mai mult azi. Oh! Încă o ratare, Narcis Mucălău. Calul e cam nărăvaș în ultima vreme cu gimnaștii noștri. Sigur că toată lumea are în minte indiscutabile evoluțiile și exercițiile lui Marius Urzică, acei fluturași, cercurile deschise realizate de Urzică, nu prea le-am mai văzut după aceea. Evoluțiile curate ale lui Ioan Suciu, viteza lui Daniel Popescu, trei gimnaști care au dominat acest aparat în echipa României. 13.770 pentru 775 pentru Drăgoi. Să vedem și pe Diana Trenca. Stalder cu 3.60, încă o dată Stalder, roată în tălp, trecere pe bara mare. Desprindere, Iagăr îndepărtat, a luat-o. Roată în tălp, 3.60 întoarcere. Nu e rău până acum. A ridicat un pic din forță. Deci poziția n-a fost chiar... Foarte bine, dublu întins. Toate întoarcerile deasupra barei trebuie executate până la 10 grade. După aceea penalizările sunt foarte mari. Dacă gimnasta se duce în 30 de grade cu întoarcerea, atunci penalizările sunt de 30. Tot ce trece de 45 de grade sunt penalizări de jumătate de punct. Închipuiți-vă la două întoarceri ca acestea, dacă pierde câte jumătate de punct, care este nota finală. Este aparatul cu cele mai mari penalizări din gimnastica feminină. Bursache la cal. Narcis Mucălău, 12.65. Execuția lui Andrei Ursache cu șanse reale la primele trei locuri, dacă bineînțeles își va duce exercițiul la capăt așa cum își dorește și el și cum ne dorim și noi. Bine până acum. Bravo, Andrei! Încurajat de colegi, cred că l-au ajutat încurajările. Încurajările, știți cum sunt? Ca și o gură de aer, atunci când nu mai poți să respiri. Nota pentru Diana Trenca la paralele. Cătălina Ponoro ajută pe Raluca Haidu, îi pregătește aparatul, magneziu și apă pentru priză. Diana Trenca, 14 puncte obținute pentru revoluția la paralele și continuare o altă reprezentantă a clubului Cetatea Deva, Raluca Haidu. Urcă direct pe bara mare, de pe trambulină. S-a oprit.
prindere. No, a doua. Stalder depărtat. Tocmai acea combinație nu prea i-a ieșit. Stalderul în apropiat cu Gingerul din întrebare. Să vedem, iată. A întors aici 3.60, Gingerul. Până la urmă a reușit să ridice. A îndoit un pic coatele. Jagerul îndepărtat. Ieri a obținut 14.150. Să vedem dacă astăzi trece de acest punctaj. Tsukahara la coborâre, bine terminată, aterizată, lipită, ținută frumoasă. Este 15.050 pentru Ursache. Cea mai mare notă de până acum. O notă foarte bună. Să vedem dacă poate trece de ea Marius Berbecar. Va fi greu pentru el. Știu că are o notă mică de plecare. Momente de pauză, se calculează nota la paralele și se recalculează, iată, nota pentru Ursache. A mai fost adăugată o zecime, nu? 15.150. Și acum mai vă la paralele, 13.325 pentru Haidu. Au dat drumul unui alt exercițiu la paralele. Mai așteaptă Marius Berbecar. Să o vedem pe Diana Bulimar. Ea a luat o medalie în 2010 la campionatul european de junior de la Birmingham, un bronz. S-a curățat foarte mult în poziții. Terminat mult deasupra barei prima întoarcere. A avut timp să fixeze aterizarea. Probleme de ținută, încă stândurile nu sunt perfect drepte, cherează puțin, ca să spun așa. Parcă s-a grăbit puțin astăzi față de ieri. Este însă o sportivă care a stat câteva luni pe tușe din cauza problemelor de la genunchi după Jocurile Olimpice ale tineretului de la Singapore. A fost operată, a revenit foarte bine. Cea mai mare notă la sol ieri. Să-l vedem pe Berbecar. Marius Berbecar a progresat la acest aparat. Nu de ajuns. Am vrut să-l laud puțin. Nu, înainte să
plec de la lot, să renunț la activitatea sportivă. Știam că are probleme. Ieri a făcut un exercițiu bun, ceea ce l-a și propulsat în această finală. Astăzi, din păcate, a ratat. Cred că a făcut această finală pentru experiența lui. Da. Știa că nu are șanse la primele trei locuri, însă este nevoie de exercițiul lui în echipă. I-am văzut și pe componenții lotului de juniori în tribune, chiar în primul rând, lângă Cal. De altfel, cea mai mare parte a publicului s-a mutat spre cele două aparate. 13.925, mai puțin decât ieri. Se pregătește Maria Balea. Este foarte important acest contact cu bara pentru sportivă, cu aparatul în general. Stader, încă o dată cu trecere pe bara mare. Stader cu 360. Giger. Nici antrenorul nu se aștepta. Da, departe de bară. Sper să nu fi lovit. No. E prea ușor. Sigur că trebuia să frâneze un pic, dar... Se aud indicațiile colegilor. Ui, oi, oi, pe picior întins. E, astea sunt periculoase. Nu pot să uit că la campionatul european de la Clermont-Ferrand din 2008 s-a accidentat Cerasela Pătrașcu. Cât de cumplit a fost, o accidentare care a scos-o din gimnastică, efectiv, pentru că Ceraselei a fost foarte greu să revină după acea accidentare. 12.90 pentru Marius Berbecar. Urmează Flaviu Scoții. Cred că 2006, momentul în care Flaviu Scoții devine campion european, a fost și pentru mine cel mai frumos moment. Să zic așa, cred că clipa în care am trăit cel mai intens bucuria unei medalii, unei reușite a colegului meu și bunului meu prieten, Flaviu Scoții. Puțin ezitant, este un element dificil. O întoarcere 360 pe un singur braț. Ai nevoie de un echilibru aproape perfect. Sau mai mult decât perfect. Flavius continuă bine. Are un exercițiu foarte lung. Urmează coborârea. Cu puține emoții, Flaviu Scoții își încheie exercițiul la cal. Orice oprire la acest aparat este sursă de penalizare. Mișcarea trebuie să fie continuă. 10.975 pentru Maria. Deci nu mai vine să spun nota pentru Maria. 10.975. Se încălzesc ceilalți finaliști. Vedem și pe Racea, la cal lucrează Bățagă. Alături de Cotron, Cadelin, Buidoșo, Ovidiu și Manolache Costin.
La fete o să le mai vedem și pe Daniela Andrei, pe Anna Porgras și două sportive din Marea Britanie, Jennifer Pinches și Nevoie Pinches. Sunt doi sportivi care sunt în luptă de